astăzi îi voi spune da iubitei mele timp de 24 de ore. Și ce înseamnă asta? Înseamnă faptul că va trebui să zic da la absolut orice își dorește ea, mă băiatule. Deci nu știu ce o să-i treacă prin cap, sper să fie de treabă oarecum, să zic așa. Nu știu să zic, de când așa să faci tu challenge-ul ăsta, să vezi câte lucruri să-mi iau azi. Ai portofelul gros? Nu, e jale. Da? Îl ai? Da. Bă, deci pentru prima oară. Așa. Aș vrea să mergem la mall. Da. Dar nu așa oricum la mall. Aș vrea mergem la mama ta, Andrei, să-ți aleg un outfit frumos în care vei merge îmbrăcat la mall. Dar mie îmi place cum sunt îmbrăcat. Mie nu. Deci haide să mergem la mama ta, Andrei. Băi, nu. Zi da. Bine, da, nu. da. Zice nu. Hai să vedem. Deci ți-am pregătit aici outfitul. Ce zici, îți place? Da. Hai să te vedem. Intră. Hai de capă. Mamă, cât de bine stă, super. Dă-mi o notă, de la 1 la 10, dă-mi o notă. Piruetă. Dă-mi o notă. 10! Yeee! Dar vreau și să merg în mor așa, ești nebun. Vai de capul meu. Am venit în mall, băi, tată, nu m-am mai simțit așa de rușinat în viața mea, ești bun, uitați-vă cum arăt să mă arăt la veții de nu, băi, șale! Hai să vedem cum se treaba, mergi la un magazin preferat de lui Parpi. Bă, frate, nu înțeleg ce faci, ești de bun de 30 de minute, stă și alegi articole din Bershka, i-am înnebunit la cap. Holy shit! Holy shit, hai că sunt puține, să moară braveții. Câte articole ți-ai luat, mă? 10. Păi și le vrei pe toate? Da, normal. Mi le iei? Da, ce să mai... Aoleu. Da, eu. Hai de capul meu, murim aici, mâncați și... Acum eu aș vrea să-ți oferim timp pentru tine. Aș vrea să te duc la un salon să-ți fac unghiile. Manicura, gen. Cum o să fac unghiile, ai nebunii la cap? Păi la ce outfit ai, trebuie să ai și unghiile făcute frumos. Lasă-mă că sunt tăiate, sunt tot ce trebuie. Vai de capul, e prima oară în viața mea când fac așa ceva. Nu că ar mai trebui să fi făcut înainte, adică. Mi-ți-a vedea, bă, că-ți place, mă. Da, măi, ești bun, e relaxant. Mamă, cum arată, frate, superb, ești de bun. Ce mi-ai făcut, Parteliano? Bă, și-a putut joc de mine în vlogul ăsta, dar, bă, băiatule, bă, incredibil cum poți să arăți, ești nebun. Acum arăți ca o femeie adevărată, ai și unghiile făcute, tot ce trebuie. Dar și ce mai urmează acum? Aș vrea să mergem într-un parc, să te leg de un copac. No. Băi, ba da, de fapt da, da, mergem. Spune, nu? Cum o să mă lingi de copac? Așa puțin doar, te vreau să arunc cu ceva în tine. Băi, e prea de tot, mă, mâncați și gura. Da. Bine, hai să vedem. Știam de la bun început că video-ul ăsta o să fiu chinuit, mâncați și gura. Bă, ușor, că nu mai pot să respir, mâncați și... Băi, mâncați și băi, nu mai pot să... Parbi, nu mai pot să respir, nu glumesc. Stai că urmează și desertul, să spun așa. Ce desert, mă? Niște ouă în tine. Ce, mă, dai și cu ouă? Oh my fucking god, dai mă grijă, mă. Bă, gata, scoate-le, să vorbim, nu cred că leșim. Bă, deci nu glumesc, bă. Bă, frate, m-am simțit așa în viața mea, nu mai ajungea sânge la cap. Unde vrei să mergem acum, Parpi? Vreau să mergem în parc, să ne distrăm puțin. Să ne distrăm puțin, este? Da. Wow, ce mă distrez după ce am fost îmbrăcat în mall așa, am făcut unghiile așa și am fost și legat în copac și dat nouă cu mine, dat cu o în mine, ești de bun, că nu mai poți să mai vorbesc, hai să vedem. Bun, deci am ajuns și în parc, ia spune-mi, ți-e cald? Nu. Adică da, nu. Da, mi-e cald, așa, da. Ți-e cald. Da. Bine, dacă ți-e cald, trebuie să sari în apă, adică în lac. Băi, îmbrăcat așa cum ești acum. Mai sărit odată, s-au luat oamenii aia de mine când am sărit atunci. Nu are nimic să mai ia încă o dată și așa te vreau să îmbraci. Îmbrăcat? Da. Să sar îmbrăcat? Așa vreau să sar îmbrăcat. Holy fuck! Bună, frumosule! Pleacă, mă, de aici! Ce faci, mă, de doi lanți, băieți? Ce faci, mă, tu sări și pe mine? Păi am pus să mă combin și eu. Cum vrei să s-ar arunca bombă? Bombă, să faci bomba? Așa explozie. Mamă, să vezi ce explozie, fac să moară prafectii de rusesc, gata, mă? 3, 2, 1, stop! Aaaa, mă ating și eu și eu de-aia pârnaie! Înapoi? Nu, frate, mă duc să nu pa! Nu! Eu nu mai fac challenge-ul ăsta cu tine, băi! Deci eu plec! Ne aștept pe malul celălalt, ești de bun, pa, pa! Bine, pa! Ce plănuiești acum să faci? Acum e cam foame, sincer să fiu. Trebuie să mergem la restaurant să-mi pregătești tu o pizza. Cum adică să-ți pregătești? Te duci acolo în bucătărie peste bucătar și îi spui, halo, domnul, năzgea domnule, aș vrea să-i pregătești eu iubitei mele o pizza. Și aș vrea să fiu așa servită ca o regină, să-mi aduci apă. De mine?
Exact, de către tine și vreau păi să fie... cine ne lasă până la restaurant să-ți pregătesc eu o pizza, mă, nebunii la cap? Întreb, plătești bine, ce păi nu mă lasă nimeni, mă, să-ți pregătesc întreb, eu o pizza. Întreb, mă, întreb acolo la restaurant. Ce să mai și vreau zic? Să fiu servit, ai auzit? Da, da, sigur, da. Da, șefa, da. Am adus o parpileană la restaurant, da. Hai, du-te la bucătărie și pun pizza odată. Mă duc să vorbesc cu oamenii, ia să văd dacă mă lasă să pun și eu ceva pe pizza aia. Se pun că e jale. Vreau să fie o pizza vegană. Foarte mișto. Păi da, să mâncam amândoi, adică mă gândesc și la tine. Da, aici de treabă. Parpileană, ce mi-ai făcut? M-ai făcut să-ți fac pizza. Mă rog, frățelul, că ne-a lăsat să facem și noi aici, să punem și noi un sos de roșii peste. Hai să vedem, punem și sos de roșii pe mijloc. Și am, tată, întindem peste tot, ești nebun. Băi, Mițale, dar te pricep, mă. Mă pricep, este și cu unghiile astea făcute, că m-a spart. Ia vezi, parpileană, ce facem aici, ești nebun la cap. Frumos, întins peste tot. Băgăm și puțină ceapă. Fii așa, gustul la un ca să-și dă ceapă, mă, ești nebun. Întinde peste, asta e regula din câte văd. Așa. Oh. Mamă, mă, micule! Băi, parpileană și pizza ți-am făcut, mă, ce lege, ăsta mai spar, mai cocoșat. Ia vezi, tată, pizzones, parpileana stă pe spate acolo, ești de bun la cap. Doamna, e bine, doamna? E vegană, nu? E vegană, păi vezi ceva nevegan pe aici? E să mănânc și eu, să mănânce tatăl. Am voie? Vrei să mănânci și tu? Da, eu ce am, nu sunt și eu sau ce? Bine, poți să mănânci. Doar o felie. Cum o felie? Că nici n-apuc să-i pe o meseană dintr-o felie, ești nebun? Păi și eu ce mănâncă, mi-e foame, n-am mâncat nimic toată ziua. Nu ți-a ajutat toată pizza asta? Doamne, hai mă, ce să faci mai ai? Da, mulțumesc pentru pizza, vino să te cu plăcere. Că după ce mi-ai făcut. Vreau să-ți pregătesc niște surprize. Deci bă, astea am ținut numai în surprize. Din surpriză. Ți-a plăcut? Nu, da, 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 mi-a plăcut să mă. Și acum vom merge la supermarket să-ți pregătesc o altă surpriză. Aoleo, doamne, m-a spart! Bă, dar ce căutăm pe raionul ăsta, frate? Ți-am spus că foarte multe surprize pregătite pentru tine. Iar una dintre ele e să... Așa? Băi, hai mă, las-o așa, ești de bun, dar mai vopsit toată la vlogul ăla, o să apară pe canal. A apărut, cred că deja. Ce faci aici? Da, bă, hai, te vin în coace. Că mi-au avut ăștia, mi-au avut oamenii ăștia. Mai încet, vin aici, stai jos. Băi, trebuie să zici da. Trebuie să zic da, nu? Da. Da, hai să ne vopsească dacă e. Ia spune-le de... A, da, rimelul ăsta, băieți, cred că ați văzut de ce e pe ochiul meu, dar nu mai zic nimic, ești de bun. Jorușor, nu mai clipi, bă, nu te... Aoleu, n-am voie, mă! Aoleu, n-am voie, mă, să mă șir la ochi! Hai, mă, păi, lasă-mă cu astea, că nu-mi plac! Stau să fiu negru la ochi acum! Aoleu, cu challenge-ul vieții, că-l urăsc! Hai, să vedem! Oh, my God! Oh, my... Se vede? Oh, my fucking... Hai, putin, că mai am un surpriză pentru tine. Aoleu, băi, ești nebună la cap, e nebună, ceat, e nebună. Ține-l că poți să-l cumpăr. Băi, doamne. Te fac... Vine omul ăla, vine oamenii ăia, frate. Te fac și portocaliu, galben și portocaliu. Hai, stai jos. Nu, băi, mărlă, măică. Stai roșcat. Băi. Doamne. E roșcat, băi. Și ori zice oamenii ăștia pe care ne văd pe aici și deja se uită câțiva la noi, ești de bun la cap, doamne. Acum vreau să te fac să mai suferi puțin. Oh my God. După zi extenuantă, încă mai vrea să mai îmi facă ceva, bă, băiatule. Nu mai pe băieți, sunt jale rău de tot. Ce o face în baia aia, nu știu, bă, băiatule. Eu... Ce ai pregătit? Uite, despre asta vorbeam. Despre ce? Bă, hai mă, dar atâtea ori, mă, nu m-ai epilat. Păi da, da, și la video, și la video trecut și la atunci când am murit pe fornă, și acum. Ce să-ți fac? Asta este. Haide. La unde vrei să te iau? La sub braț? Da, oh, la sub braț. La sub braț, ca și păr, hai că la sub braț. Haide să aplicăm banda. Trage-ți puțin tricou, te rog. Trag puțin tricou? Da. Mamă, și am și păr mult. Așa. Nu! Zi, ești gata? Am emoții, am emoții. Să zici tu când, mă iau după tine. Am emoții, mâncați-mi și gata. Nu zic eu când. Zi-mi tu. Nu zic eu. Zi 3, 2, 1 și trag. E frică. Hai. E frică că n-am făcut niciodată la sub braț. Ba da. Nu, n-am făcut niciodată la sub braț. A, bine, hai. Zi tu, Iulica, zi tu. 3, 2, 1. Mamă, mâncați-mi și gura ta. Hai de capul meu. S-a luat ceva mâncați-mi, dar mai e, bă. Mai e, mai vrei? Nu mai vreau. Mai vrei? Da, trebuie să zic da. Dacă nici vlogul ăsta nu merită un like și un subscribe, plecăm acasă. Vreau să te întinzi mâna. Ești gata? Când vrei tu. 3, 2, 1. Și... Stai, stai! Bă, cred că-mi dă...
Pe că îmi dă sângele, mâncați aici gura ta. Aoleu, cât de roz e, cât de roșu e. Mamă, chat, nu uitați să dați butonul de like și pe butonul de subscribe. Îmi vine să ne ieșim din nou la cinerul ăsta. Vreau să scrieți în comentarii dacă vreți să faceți și versiunea care i-am zice mie, da, 24 de ore. Mersi mult pentru vizualizare, nu uitați www.mitsu.ro pe cel mai top mărcean. Cine cumpără de data asta tricoul Try Square de pe mitsu.ro va apărea la finalul ultimului video, bă băiatule. Nu mai pot să-mi mici mâna, mă, că zici că m-am ars la soare. Pa, pa!